Primarul Dragoș Chitic a primit luni 13 noiembrie vizita excelenței sale Andrei Grinkevici, ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Belarus în România. Belarus, care în acest moment este cel mai important partener comercial al Rusiei, deține la nivel mondial 10% din producția de tractoare, o treime din producția de camioane mari și este între primele 5 țări ale lumii în producția de optică și mecanică fină. De asemenea, suntem prezenți la nivel internațional în domenii precum IT, medicină, chimie, agricultură și turism. Ne dorim să dezvoltăm nu doar schimburi comerciale cu Piatra Neamț, ci să realizăm investiții, iar pe lângă crearea de relații economice, suntem interesați și în dezvoltarea de relații sociale și culturale, a declarat excelența sa Andrei Grinkevici. Andrei Grinkevici vizitează în aceste zile regiunea de nord-est a României pentru a prezenta informații economice despre Belarus autorităților publice și asociațiilor de profil în scopul încurajării schimburilor comerciale între cele două țări, precum și realizarea de investiții. Suntem deschiși la o colaborare între Piatra Neamț și localități din Belarus pe diverse domenii de activitate. Piatra Neamț este un oraș cu potențial turistic, cu posibilități de investiții și mi-aș dori să stabilim relații economice între firme din Piatra Neamț și Belarus. A fost o întâlnire în care ne-am cunoscut și ne-am confirmat intențiile de colaborare și cred că pe viitor ar fi oportună organizarea unei întâlniri între reprezentanți ai mediului de afaceri din Piatra Neamț și județul Neamț și reprezentanți ai mediului de afaceri din Belarus, mijlocită eventual de Camera de Comerț și Industrie Neamț, în care să se discute concret următorii pași. A declarat la sfârșitul întâlnirii primarul Dragoș Chitic. Tot luni, 13 noiembrie, la primăria Piatra Neamț a avut loc o întâlnire între ambasadorul Rusiei și reprezentanți ai mediului de afaceri din Neamț.